Salutare, iubitor de motociclete! Ne-a venit acum un GSX R1000 K4 într-un hal fără de hal. Ia uitați la frânele alea. Evacuare de asta frumoasă. Ia uite acolo frânele, cum arată. A vopsit-o cineva negru mat cu un spray magic. Motocicleta are 58.000 de mile. 58.000 de mile. Nu prea pare întreținută. Uite-te la lanțul ăla. Zice clientul către mine. Dar e nou lanțul. E nou lanțul. Și ghiciți pentru ce a venit aici. A venit aici pentru asta. Să-l punem pe dyno și să-i facem optimizări. De ce? Pentru că s-a plâns că în anumite turații, în special în treaptă mai înaltă, pur și simplu motocicleta nu-i trage. Între timp i-am schimbat și lanțul, dar cu magia editării v-am transferat într-o altă zi. Și când am urcat noi motocicleta sus pe rampă, ia uite ce am întâlnit. Am tras de ambreiaj, am pornit motocicleta, am lăsat ambreiajul, s-a mișcat un pic înainte, am încercat să urcăm pe rampă și pe la jumătatea rampei am lăsat ambreiajul cu totul și nu se întâmpla nimic. Oameni buni, încă un exemplu de așa nu. Uite la ambreiaj, n-are absolut deloc joc. Deci practic ambreiajul este tras. Bun, ce vom face acum? Vom da setarea asta un pic mai înăuntru, după care vom face o ajustare corectă de aici. Hai să vă arăt cum se face ajustarea aici. Primul lucru, vom da jos capacul ăsta de plastic și aici avem o șurubeniță și o piuliță, o contrapiuliță de 10 mm. Deci avem un șurub cu o crestătură, deci vom folosi o șurubeniță lată. Pentru a regla ambreiajul voi folosi această sculă făcută de Suzuki în Japonia, care are o tubulară de 10 mm și un cap de șurubeniță mobil în această sculă. Primul lucru ce vom face, vom destrânge contrapulița, așa, o desfacem mai mult, după care, cât timp ținem, acționăm șurubelul de la ambreiaj de reglaj. Ok, dăm în spate și după aia dăm în față până simțim că atinge și nu se mai mișcă, fără forță. Ok, hai să ne întoarcem înapoi unde e. Reglajul aici e bun. Deci aici am ajuns în capăt. Ei, de aici ne întoarcem înapoi încă o jumătate tură și încă un pic. De aici încolo strângem frumos piulița cât timp ținem șurubelul de reglaj. Și strângem totul înapoi. Punem capacul înapoi. Și revenim la maneta de ambreiaj, care deja a primit joc. Mai tensionăm puțin, să avem joc un pic mai mic. Perfect, avem joc, deci acum vom putea transfera cuplul. Atâta timp cât motocicleta nu a suferit prea mult cu situația asta, ar putea să mai meargă. Am mirosit uleiul pe partea cealaltă și mirosul nu este încă așa de rău. Deci, din punctul ăsta de vedere, să sperăm că ambreiajul încă supraviețuiește. Bun! Hai să vedem ce putere o să scoatem de pe motocicletă. Încălzim motorul și vedem dacă putem să obținem ceva putere. Am montat și kitul meu de cablaj și logboxul de la Woolwich Racing pe ECU. Aici pe ECU, dacă observați, în spate are și o mică chestie făcută tipică de proprietar de GSX-R cu fir tăiat. E un fir de masă tăiat care este una dintre cele mai mari prostii. Nu le pot susține, dar lăs așa pentru că nu este treaba mea. O să mă conectez frumos cu lockbox-ul sus pe calculator și o să facem monitorizările necesare. Acum m-am apucat, totul este conectat pe calculator. Între timp, uite cum a fost montată și evacuarea asta, dar l-am sunat pe client și i-am spus că are și un baffle înăuntru, un amortizor de sunet. Așa că o să scoatem și amortizorul de sunet afară, așa a decis proprietarul, și după aia o să facem testarea, ca să facem o testare înainte și după corectă, fără influențarea amortizorului de sunet, care e acolo înăuntru. Bun, am scos și amortizorul de sunet din evacuare. Dacă ai să-i dăm bătaie. Bun, vom lăsa să se absorbe un pic de temperatură înăuntru în motor și în timp vom lucra și sistemul de perval pe din motocicletă, pentru ca să nu avem o cicheri falsă. Vom folosi niște bile magice.
Da, ia uite ce am văzut acolo. Un capac de rezervor care a picșat peste tot la mie pe Dino. Așa că o să mă pun să-l curăț repede până nu intră apă în electronica de la Dino. Băgăm și piciorul în ele pe chituri astăzi și mâine. Ia să vedem. Ia uite, nici nu-i strâns capacul. Băi, să fac piciorul. Bun, hai să dăm un pic drumul la răcire, să se răcească și o să-i facem un top-up. Oameni curabili. Între timp am făcut Dino Run-ul. Și ăsta a fost rezultatul. Nu merge rău, deci merge destul de sănătos aici. Am o separare foarte mare de diferență de una pere între cele două linii. Deci stă foarte bine și sănătos. În schimb sus, ia uitați cât de sărat devine. Deci devine din ce în ce mai sărat sus. Acolo scade și puterea. Așa că treaba asta trebuie să o rezolvăm. Dar pe lângă asta avem un total de 127,32 de cai cu un cuplu de 106,06 la roată. Un cuplu care ajunge la max, în punctul maxim la 7453 de lire pe minut. Da, hai să facem modificările și să vedem ce putem scoate de pe ea. Între timp, aștept aici conul, mai avem și un șurubel aici, care a căzut de pe undeva, nu știu de unde. Ia uite cum stau aici carenele. Foarte frumos, lipsesc șuruburi de peste tot. Ia uitați, ia uitați aici. Pur și simplu lipsesc de peste tot șuruburi. Asta înseamnă vechituri. La asta mă tot refer eu de fiecare dată, când nu mi-am trezit o motocicletă veche. În special dacă este neîncrețită. N-am nimic cu motocicleta, că motocicletele sunt foarte robuste și foarte solide. Scriem fișierul nou pe ECU și să vedem rezultate. Deci acum se prepară să se scrie. Am scris eu harta, camera a băgat acum în plus antigel. A preumplut radiatorul, la fel a verificat și vasul de expansiune și a închis corect capacul. Și acum să-i dăm bătaie la următoarea partidă. Anvelopele astea sunt anvelope foarte bune, par să fie noi, dar am eu o impresie și nu știu de ce, că sunt absolut super vechi. Nu știu, trebuie să văd dotul, o să mă uit după aia când o să am un pic de timp. Dar în schimb, acest lucru este ok din punct de vedere relatare putere pe dyno, pentru că exercită mai puțină fricțiune cu rola de la dyno și nu se lipește de rola de la dyno. Hai să vedem unde ajungem. Și în sfârșit am terminat și cu motocicleta asta. Sper să nu mai vină pe la noi rabla asta. Oricum, pentru o motocicletă de 58.000 de mile, deci 58.000 de mile, ai 100.000 de kilometri aproape, a obținut aici. Am ajuns la 142, am mai avut încă un run de 146, dar am mai redus un pic acum din top. Dar se poate vedea diferență destul de mare peste tot. AFR-ul stă sănătos, aici îmi cauzează niște turbulențe tâmpite evacuarea asta de căcat. Scuze limbajul, dar nu pot să-i spun altfel, pur și simplu nu pot să le supăr. Mă fac gălăgie nici de cum sunet și nici nu arată bine și nu știu nici de ce se montează așa ceva. Oricum nu mai contează. Motocicleta merge destul de sănătos pentru 100.000 de kilometri, e ceva extraordinar, tot o rabă din punctul meu de vedere. Dar este extraordinar rezultatul. Eu sunt foarte mulțumit, cu siguranță și clientul va simți lucrul ăsta. Iar aici, ce să mai zicem, reparații a la ciobanu, așa le lăsăm, carenele, așa le lăsăm, șurub căzut, așa o să-i dăm înapoi. Și cam atât cu motocicleta asta, bine că și-a luat niște copii de rizoma de China, de căcat, în care nu vezi absolut nimic. Doamne ferește să-i dea downforce sau apese în jos de viteza ce o să prindă cu carenele astea zburătoare. Of, doamne, doamne, dacă veniți la Dino, oameni buni cu motocicletele, asigurați-vă că sunt întreținute bine. Dacă nu, cereți lucrul ăsta înainte să faceți optimizări. El a vrut doar optimizări, că a zis că restul merge bine. Să zic bună, oameni buni, la revedere!